30 august Pregătindu-ne pentru cer Pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Luca 12, 8 Gândul că Dumnezeu poate lua o biată ființă omenească, jalnică și păcătoasă, și o poate transforma prin harul său într-atât încât să devină un moștenitor al lui Dumnezeu și comoștenitor cu Isus, este mai presus de înțelegerea noastră. Hristos ia asupra lui păcatele celui nelegiuit și îi atribuie neprihănirea sa, iar harul său preschimbător îl face în stare să se poată alătura îngerilor și să aibă părtășie cu Dumnezeu. Influența nobilatoare a harului lui Dumnezeu schimbă înclinația firească a omului. Cerurile nu sunt de dorit pentru cei cu gânduri lumești. Inimile lor firești și nesfințite nu vor simți nicio atracție către acel loc sfânt și curat. Dacă ar fi cu putință ca și ei să intre acolo, atunci nu ar găsi acolo nimic care să li se potrivească. Pornirile care controlează inima firească trebuie să fie supuse prin harul lui Hristos mai înainte ca omul căzut să fie demn să intre în cer și să se bucure de societatea îngerilor curați și sfinți. Când omul moare față de păcat, și este înviat la o nouă viață în Hristos, iubirea divină îi umple inima. Mintea îi este sfințită. El bea dintr-un izvor nesecat al bucuriei și cunoștinței. Iar lumina unei zile veșnice strălucește pe cărarea sa, căci cu el este continuu lumina vieții. Dumnezeu dorește ca planul cerului să fie împlinit, iar ordinea și armonia divină să se instaureze în fiecare familie, în fiecare biserică, în fiecare instituție. Dacă această iubire ar lucra în interiorul societății omenești, am vedea rezultatele principiilor nobile în rafinamentul și politețea creștină și în mila, de asemenea creștină, arătată celor ce reprezintă proprietatea răscumpărată prin sângele lui Hristos. Transformarea spirituală ar fi văzută în toate familiile noastre, în instituțiile noastre, în bisericile noastre. Când această transformare are loc, acești agenți vor deveni uneltele prin care Dumnezeu va dărui lumii Lumina Cerului și astfel, prin disciplină și antrenament divin, va pregăti bărbați și femei pentru societatea cerească. Isus a dus să pregătească locașuri pentru aceia care se pregătesc la rândul lor, prin iubirea și harul său, pentru locuințele fericirii.